Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor care ați răspuns invitației, să salut prezența domnului director Asandei de la ADR Nord-Est, prezența domnului ministru Viorel Ilie și a dumneavoastră, a consilierilor locali, instituțiile publice din municipiul Măinești și colegii din primărie. Ne aflăm astăzi aici și am convocat o conferință de presă pentru a semna un nou contract de finanțare între Primăria Municipiului Măinești și Ministerul Dezvoltării prin ADR Nord-Est, un contract de finanțare în valoare de, două contracte de finanțare, de fapt, valoarea lor fiind de 15 milioane de euro. Aceste contracte sunt, fac parte din planul operațional regional AXA 3-2. Primul este modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Măinești, în valoare de 10,8 milioane de euro, care are drept scop reabilitarea zonelor semi-pietonale dintre blocuri, amenajarea a 4,7 km piste de biciclete și a 7 stații de închiriere biciclete în zona centrală a localității, repararea carosabilului și extinderea iluminatului public pe străzile Tudor Vladimirescu, Vasile Alexandrii, Zorilor, Libertății, Schelei și Oituz. Al doilea proiect, tot din această axă, este extinderea rețea de piste de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, George Coșbuc și strada Capitan Zăgănescu din municipiul Măinești, în valoare de 22 de milioane de lei, circa 5 milioane euro, care are drept scop prelungirea a 7,2 km piste biciclete pe toată lungimea străzilor Mihai Eminescu, George Coșbuc, amenajarea a 3 stații de închiriere a bicicletelor și achiziționarea de biciclete, reabilitarea carosabilului și amenajarea trotuarelor. Aceste două proiecte se adaugă la alte 7 proiecte semnate deja cu ADR Nord-Est. Valoarea totală, pe lângă cele 15 milioane de euro, e de 9 milioane de euro, dar după semnare o să enumăr și celelalte proiecte semnate, atât cu ADR, cât și prin finanțare de la Guvernul României sau din alte surse proprii, ANL și PNDL. Așadar, domnule director, bine ați venit la Măinești. Mulțumim pentru sprijinul pe care ne l-ați acordat pentru a depune acest proiect, pentru a răspunde clarificărilor și a ajunge la momentul cel mai important pentru municipiul Măinești de a semna cel mai mare contract, cred că din istoria municipiului. N-am avut niciodată un contract în valoare de 15 milioane de euro. A fost o muncă a tuturor, a colegilor mei din primărie, a Consiliului Local, pentru că a aprobat tot ceea ce înseamnă cofinanțare și tot ceea ce înseamnă studii și avize, tot ce a stat la baza editării acestui proiect. Iată, astăzi am ajuns la un moment important. Sperăm să ajungem și la final, e undeva mai departe, dar toate se fac cu eforturi și cu contribuția tuturor, nu numai cei prezenți în sală, ci și cei care n-au putut fi prezenți astăzi din motive personale, probabil. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnul primar, bună ziua, mă bucur, domnule ministru, mă bucur să revin la Măinești și n-am venit cu mâna goală. Am venit cu două contracte, cu o valoare, așa cum a spus domnul primar, de circa 15 milioane de euro. O sumă foarte mare și, mai important de atât, este o sumă care este contractată pe axa 3-2, în limbajul nostru specific, mai pe înțelesul tuturor vorbind, este vorba de o axă care se ocupă de modernizarea transportului, de reducerea amprentei de carbon, de transformarea orașelor noastre în niște orașe mai prietenoase cu mediul. Iată, se amenajează piste de biciclete, încercăm să avem grijă de mediu care cumva se răzbună pe noi, ați văzut ce s-a întâmplat în ultimele zile. Aș preciza cu această ocazie că sunt primele contracte din această axă pe care le semnăm la nivelul regiunii de Nord-Est, regiune care depune un efort foarte mare în materia de implementare a proiectelor finanțate din programul operațional regional și cred că suntem la 800 de milioane de euro contracte semnate, din care circa 150 de milioane de euro deja au fost plătiți. Deci sunteți într-o elită a celor care au făcut proiecte câștigătoare și felicit primăria și municipiul Măinești pentru că sunteți dintre cei mai activi beneficiari ai noștri. Iată un oraș mic care are multă inițiativă și are și rezultate.
Sigur, până aici a fost un efort important, a fost o competiție în care dumneavoastră ați devenit câștigători și am ajuns la momentul semnării. Este foarte important și ce se întâmplă de aici încolo. Urmează o perioadă de achiziții publice, de implementare efectivă a proiectului. La o manifestare noastră cineva spunea: când veniți să semnăm contract, sunteți ca niște îngeri și când veniți la monitorizare, sunteți ca niște demoni. Nu vrem să fim chiar demoni, dar trebuie să fim atenți, dumneavoastră știți, trebuie să fim atenți la toate regulile legate de implementarea proiectelor. Aștept cu interes și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să tăiem și panglica acestor proiecte și locuitorii municipiului și nu numai să se bucure de ele. Deci, cu siguranță. Felicitări, succes și trecem la treabă. Atât de mulți bani presupun și multe contracte. Și avem o vorbă la ADR și vrem să păstrăm tradiția, semnătura ca semnătura, dar strângerea de mână e mai importantă, punem și ștampila. Domnul viceprimar. Da, vă mulțumesc, domnule director. Istoricul acestui proiect începe undeva prin anul 2015, dacă nu mă înșel, când primar era domnul Ghilie. Atunci am realizat acel studiu de trafic, acele proiecte de planul de mobilitate, care au stat la baza accesării acestui proiect pe axa 3-2. Vă spuneam la început că mai sunt încă 7 proiecte semnate și în derulare, în proceduri, cu contracte semnate, ceea ce înseamnă că au finanțarea deja asigurată. Și aș enumera aici pe reabilitare clădiri publice, strada clădiri publice, școala George Enescu, care are o valoare de 4,5 milioane de lei în faza de recepție a proiectului tehnic, reabilitare Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, în valoare de 8,4 milioane de lei, proiectul tehnic în curs de finalizare, de asemenea, reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială Moinești, contract în valoare de 12,8 milioane de lei, în licitație pentru proiectul tehnic. De asemenea, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Bacău, avem semnat deja construcția a 3 locuințe sociale și un centru de zi pentru persoane dizabilități în fosta centrală din spatele Catedralei Sfântul Neculai, în valoare de 3,5 milioane de lei, în derulare licitație pentru desemnarea constructorului. Am semnat în urmă cu 2 săptămâni la Piatra Neamț, împreună cu managerul Spitalului Municipal Moinești, un contract în valoare de 8,5 milioane de lei pentru dotarea ambulatorului de specialitate al Spitalului de Urgență Moinești. Urmează procedurile de achiziții și la acel proiect. De asemenea, în parteneriat cu Ministerul Educației, a început de curând, de aproximativ o săptămână, construirea unei grădinițe în valoare de 2 milioane de lei în strada Cenegri. De asemenea, este în derulare un contract pentru blocul 10, blocul de la intrare din oraș. Deja constructorul s-a apucat de aproximativ 2 săptămâni de treabă. Cred că ați văzut că se lucrează în acest moment. Spuneam de alte programe derulate prin parteneriat cu Guvernul României și aici trebuie să mulțumesc și domnului ministru Viorel Ilie, care în nenumărate rânduri m-a însoțit la porurile superioare, ministere, agenții, pentru a mi-acorda sprijin mie și nouă tuturor locuitorilor municipiului Moinești. Și aici aș enumera podul de pe strada 1 Mai, la care am finalizat licitația pentru construcție și sper ca până la 1 iulie să înceapă lucrarea. De asemenea, școala Alexandru Sever, care este în derulare, valoarea reabilitării școlii este de aproximativ 2 milioane de lei. Și școala Ștefan Lucian,
la care vor începe lucrările pe data de 24, adică de luni, valoarea fiind de 8,1 milioane de lei. Prin Compania Națională de Investiții vom derula câteva proiecte, unul va începe chiar de luni, strada Alexandru Ioan Cuza, lucrări în valoare de 4,1 milioane de lei. Cum vă spuneam, lucrările vor începe pe 24 iulie. Asfalt, rigole. De asemenea, în lista sinteză la această instituție, la Compania Națională de Investiții, mai figurează strada 1 Mai. Au cerut câteva clarificări, le-am depus personal miercuri la companie. Sper să intre pe un făgaș și să primim finanțare pentru a reabilita și această stradă, care știți cu toții este de strictă necesitate, pentru că am implementat acel proiect pe apă și canalizare, un proiect de 17 milioane de euro, dar cred că mai bine de jumătate a fost în cartierul Hangan și Văsâiești, prin construirea acelei stații de epurare nouă și a rețelelor de apă uzată și apă potabilă. Tot în lista sinteză se află bazinul de care se va construi pe fostul sediu al strandului, piața Lucăcești, care va avea sediu pe acea locație unde astăzi se desfășoară acel comerț ambulant și de cereale și de haine. Și de asemenea, chiar miercuri am depus pentru reabilitarea bazei sportive a stadionului un teren nou de tenis, tribune și spații pentru vestiare. Mai avem un proiect început deja cu Agenția Națională de Locuințe pentru două blocuri în cartierul Lucăcești pe strada Tristan Țara. Două blocuri care au ajuns la masardă deja, la care au stagnat puțin lucrările din vina constructorului. Banii sunt alocați de Agenția Națională pentru Construirea Locuințelor. Constructorul are o problemă în ceea ce privește forța de muncă. Sper ca în cel mai scurt timp să reia lucrările, să respecte termenul de finalizare undeva la sfârșitul acestui an. Nu din vina noastră s-au oprit lucrările acolo și de aceea menționez că e o problemă în ceea ce privește constructorul. Am mai făcut câteva lucrări și cu forțe proprii și am asfaltat două străzi în această primăvară, strada Ieremia Grigorescu și strada Progresului, și acum încheiem al doilea contract subsecvent pentru străzile stadionului, propriilor, Lucăcea, Păltiniș, Măgura, Micleasca și Victoriei. Sper să obținem ceva bani din ce mai avem de recuperat de la Petrom, din ceea ce a promis acum guvernul că la rectificarea de buget va aloca acea pierdere de 17,3% care ne revenea în lunile ianuarie, februarie, martie, atunci când am primit doar 42,3% în loc de 60% din IVG. Sper să primim și acea sumă și să-i alocăm aici, să mai asfaltăm aceste câteva străzi pe reparații. Sunt străzi asfaltate unde asfaltul s-a stricat. De asemenea, am executat această parcare din spatele Centrului Cultural, 570.000 de lei, parcarea din incinta BRD Parcul Băi, 120.000 de lei, parcările de la trezorerie. Din fondul de rezervă al Guvernului am reparat 10 poduri și podețe ca urmare a inundațiilor de anul trecut din 29 iunie. Și în momentul de față am mai depus două proiecte cu autorizație deja semnată, cred că printre puținele proiecte la Fondul Național de Dezvoltare, pentru strada General Șova și strada Nicuienea. Iată un portofoliu destul de larg de proiecte, sper să reușim să le implementăm, sper să primim finanțările pentru care am accesat aceste proiecte și să menționez încă o dată aici, pentru că au apărut câteva articole în presă, că am folosit într-adevăr numărul populației din statistici pentru a accesa aceste fonduri europene. Municipiul Măinești are o populație conform recensământului din 2011 de 21.800 de locuitori. Acestea sunt locuitorii municipiului din statistici. În realitate, fizic, să vă spun, sunt mai puțini astăzi în Măinești. Știm cu toții, sunt plecați la studii în alte localități din țară sau din străinătate sau la muncă. La fel în localitățile din țară și străinătate. Iar pentru serviciile de utilitate publică plătesc doar cei care li se execută acest serviciu. De aceea în presă a apărut una, eu vă spun că am declarat un număr de locuitori mai mic decât cel din statistici, pentru că doar acelora li s-a prestat serviciul de salubrizare. Susțin în continuare că nu este o greșeală atunci când am declarat acel număr redus de locuitori, și voi susține în continuare numărul de locuitori din statistici pentru accesarea fondurilor următoare, pentru că anul trecut am obținut 50.000 de euro de la Ministerul Fondurilor Europene, am scris acea strategie de
dezvoltare a zonelor urbane defavorizate. Valoarea este de 6,7 milioane de euro. Vă spun că sunt două localități în ADR care au obținut fonduri pe această strategie, din județul Bacău, doar municipiul Măienești. Acum apar ghidurile de finanțare. Vom reabilita blocurile E1, E2 din strada Vasile Alexandrin. Vom realiza lucrări de reparații de asfaltare a străzilor Ștefan Luchian, Dezbenzinării și Căliman, rețele de apă, canalizare, construirea a 30 de case locuințe sociale în cartierul Căliman, realizarea unui număr de blocuri de joacă în municipiul Măienești de aproximativ 200.000 de euro, plus acele cursuri de recalificare a persoanelor care fac parte din această categorie. Eu vă mulțumesc pentru prezență încă o dată. Aș vrea să fiți parte alături de noi, executivul, Consiliul Local, în derularea acestor proiecte, pentru că noi, doar cei singuri din conducerea primăriei, nu vom putea face aceste lucruri de unii singuri. Să mulțumesc încă o dată domnului director Asande, domnului ministru, căruia îi dau și cuvântul să ne adreseze câteva cuvinte, dar și dumneavoastră tuturor, domnului viceprimar și celorlalți. Mulțumesc! Mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Împărtășesc și eu bucuria cu dumneavoastră. Într-adevăr, domnul primar ne-a povestit multe proiecte. Mă gândeam acum că e o vorbă care spune că multe trebuie să faci ca să primești recunoaștere și pentru a fi disprețuit îți trebuie doar un singur lucru. Deci grijă mare. Cât facem, important este să nu greșim deloc. E un moment pe care eu îl văd, fără să greșesc, istoric pentru municipiul Măienești. Municipiul Măienești nu a semnat un astfel de contract niciodată. Municipiul Măienești nu are buget pe 2 ani de cheltuieli, nu de investiții, cât acest contract, dacă nu aproape 3. Chiar pe 3. Da, nu mai știam exact cifrele de anul acesta. Da? Deci, privind în ansamblu activitatea de aici, dați-mi voie să spun și să merg mai în spate că cel care se trezește dimineață ajunge departe. Da? Ramona, nu zâmbi, te văd acolo, ai muncit mult și tu la planul de mobilitate și mulți alții, am dat doar un exemplu, cu mulți ani în urmă, când am început acele discuții, unii se uitau la noi și spuneau de ce aruncăm banii pe prostii. Iată că o investiție de câteva mii de euro care a fost la vremea aia ne-a făcut astăzi să ajungem la acest contract de o valoare incredibilă. Da? Eu vă încurajez să fiți pionieri în continuare, să ne gândim deja la planurile 2020-2027 pe următorul plan de finanțare, pentru că acele proiecte trebuie pregătite de astăzi. Numai așa putem să dăm continuitate, numai așa putem să avem rezultatele pe care cetățenii le așteaptă. Legat de bani, eu o am spus-o și când eram primar și mai des poate acum, pentru că am o viziune puțin mai amplă din poziția în care mă aflu. Bani sunt capacitate administrativă, capacitate de execuție, documentații pentru licitații și constructori buni, să vă dea Dumnezeu ca să puteți să aduceți la bun sfârșit aceste proiecte. Nu ducem lipsă de finanțări, nu ducem lipsă de bani, mai nou ducem lipsă de forță de muncă, ducem lipsă de agenți economici care să fie, să aibă capacitatea financiară, capacitatea tehnică, care să poată să implementeze astfel de proiecte. Da? Deci acesta este doar un prim pas, deschiderea este făcută, munca trebuie să continue. De asemenea, pot să vă spun că și știu foarte bine mersul lucrurilor, am discutat și discut foarte des cu domnul primar, cu domnul director de la ADR Onescu, domnul Vasile Sandei, lucrurile încep să se miște. Vreau să vă spun și o fac public aici în fața dumneavoastră, sunt doi colegi tineri, doi miniștri foarte tineri, ceea ce contează, vă spun foarte sincer, ca abordare și ca deschidere, atât la Ministerul Dezvoltării, domnul vicepremier Suciu, cât și la Ministerul Fondurilor Europene, proaspăt numită colega mea, doamna deputat Roxana Munzatu, da?
Sunt oameni tineri, oameni care își doresc, i-am văzut preocupați, chiar ieri discutam la ședința de guvern, de cum pot să miște lucrurile mai repede. Și aici, ca să vă explic și de ce am spus asta, ne lovim în aparatul administrativ central de măsuri de precauție. Oameni care cer documente numai să se acopere ei. Nu le cere nimeni altcineva. Am acest sentiment că, zice, mai bine să fiu eu acoperit, că dacă mă cheamă să dau acolo extemporal, eu spun că am cerut și ce nu a trebuit. Da, păi. E, aceste lucruri trebuie să înceteze, noi trebuie să ne canalizăm pe strict pe cerința Comisiei Europene, în cadrul exercițiului bugetar pe care îl avem și să ne mișcăm repede, pentru că ne apropiem, iată că de ultimul an, de 2020, nu se știe abordarea noi comisii, cum va fi, N plus 2, N plus 3, încep negocieri, dacă vom putea cheltui acești bani, cât îi vom mai putea cheltui. Deci vă doresc să fiți foarte aplecați pe depunerea facturilor și cheltuirea banilor cât mai repede, în condițiile prevăzute din contract. Poate am fost puțin mai tehnic, dar am ținut să ajung astăzi aici și am venit direct de la București astăzi ca să fiu părtaș, așa cum spuneau. Vă felicit pe toți cei de față și vă rog să transmiteți tuturor cetățenilor din Moinești că astăzi la Moinești, în afară de raliul Moineștiului, care este un mare eveniment, da, și care va fi mediatizat, sunt convins, pe multe posturi, pe multe canale media și de comunicare, că a avut loc acest eveniment care poate și sunt convins că va reuși să schimbe fața municipiului Moinești. Felicitări, domnul primar, întregii echipe, domnul director, mulțumim! Vreau să fac o precizare, dacă îmi dați voie, domnul primar. Apropo de ce spunea domnul ministru, în afară de aceste proiecte importante de infrastructură, noi pregătim și următoarea perioadă de programare, 2021-2027, în care vom avea acces la resurse care se vor orienta puțin diferit față de această perioadă, în special către zona de competitivitate, de inovare, transfer tehnologic, economie circulară. Și municipiul Moinești este un pionier și aici. Și mă bucur să subliniez asta, pentru că colegii de aici sunt implicați în proiecte de economie circulară. Nu știu câtă lume știe ce înseamnă asta, dar înseamnă așa, să valorificăm rezultatele dintr-un proces, într-un alt proces, să valorificăm deșeurile, de exemplu, să facem din ele materie primă pentru alte procese tehnologice, pentru alte materiale, pentru că lumea în care trăim are nevoie să valorificăm mintea umană, să fim creativi și să ne facem viața mai bună cu resursele pe care le avem. De aceea, în afară să facem proiecte pentru actualul exercițiu, trebuie să ne gândim cum anume vom fi creativi, inovativi și ne vom face viața mai bună și în următorii 10 ani, aș spune, în Europa și în lumea asta tot mai constrânsă de niște probleme economice, ecologice, de competiție și așa mai departe. Așa că mergeți mai departe și pe calea asta, că e foarte important și necesar. Da. Mulțumesc încă o dată. Ceea ce spunea domnul director de economia circulară, lucrăm acum la un proiect. E un proiect mai larg pe Mompesa, prin asocierea celor 8 localități. Sunt sigur că vom izbândi și acolo. Așteptăm încă apariția unor ghiduri în acest sens pentru a realiza ceea ce trebuie ca și documentație. Vă mulțumesc încă o dată. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție din partea presei sau... Da? Poate ați precizat în 2-3 părți, nu am fost toate. Sunt temele finalizate la fiecare proiect? Da, 2023. Și constructorii sunt deja... La ora asta urmează proceduri de achiziție pentru audit, management și realizarea PTH proiectului tehnic, după care va urma licitația pentru stabilirea celor care vor executa lucrările la acest proiect. Conform pașilor. Da. E un grafic, un grafic aprobat și vom respecta acel grafic care este până în 2023. De la momentul semnării contractului de execuție, termenele pot fi reduse, dar constructorul va lucra mai rapid. Și ultima problemă care am sesizat-o, firma care s-a ocupat să crească programul ăsta de mobilitate, da, și care l-a terminat în 2016,
spunea acolo chiar de la început că Moineștiul era singurul municipiu din nereșetință de județ, din regiunea nord-est, domnul director, care avea un asemenea program. Atunci era vorba de planul de mobilitate, după care a apărut ghidul pe axa 3-2, iar noi, având acel plan de mobilitate, strategia de dezvoltare aprobată, am putut plia pentru a depune documentație, am trecut la realizarea studiului de fezabilitate și în termenul care ne-am încadrat în termen, am depus proiectul și vreau să vă spun că din total suma alocată, undeva la 40%, cât domnul? 40% primește municipiul Moinești. În regiune mai sunt. Da. Sigur. Apropo de ce ați întrebat, mai întâi aș vrea să fac o precizare. 2023 este ultimul an în care pot fi finalizate și cheltuiți bani, finalizate proiectele și cheltuiți bani din actualul exercițiu 2014-2020, pentru că acea regulă N+2 sau N+3, în cazul de față N+3, spune așa: chiar dacă perioada de programare se termină la 31 decembrie 2020, proiectele începute pot fi finalizate încă 3 ani de acolo, de la 31 decembrie încolo, deci până la sfârșitul anului 2023. De aceea, toate proiectele pe care le semnăm noi în această perioadă pot fi terminate până în 2023. Cu privire la planul de mobilități, acum sunt mai multe orașe și municipii care au plan de mobilități. Ce înseamnă planul de mobilități? Înseamnă un studiu, o strategie care face ca transportul public și transportul public mai prietenos cu mediul, să spunem așa, înlocuiește cât mai mult în transportul privat, care face și aglomerație, produce și mai mult dioxid de carbon și așa mai departe. Deci, acele planuri de mobilități sunt făcute de niște specialiști care optimizează transportul în așa fel încât, dacă ne uităm pe stradă și vedem un hectar de mașini, constatăm că în fiecare mașină de asta mică e cât un om. Dacă îi băgăm într-un autobuz, în loc de 100 de mașini, o să fie un autobuz. Și asta înseamnă să facem eficient transportul public și cât mai ecologic. Municipiul Moinești a fost primul care a avut acest plan de mobilități, acum mai sunt și alții și va fi foarte util pentru următorul exercițiu. Pe baza lui vor putea fi accesați bani în continuare. Da, suma totală a acestei axe pe ADR Nord-Est a fost de 42 de milioane de euro. S-au depus proiecte de 32, din care 15 sunt la Moinești. Da, mulțumesc. Aș vrea să vă adresez și eu invitația de a participa la etapa de la Moinești, cea mai importantă, la ora 15 pe deal la Văsiești, deasupra parcului petrolier. E cea mai frumoasă etapă din cadrul întregului raliu al Moldovei. E filmată de TVR1, de TVR2, de TVR Iași. Vă aștept cu drag acolo să fim cu toții parte la evenimentele municipiului Moinești, un eveniment, așa cum spunea și domnul ministru, la a noua ediție, un eveniment care promovează municipiul Moinești și nu numai întreg județul Bacău. Vă aștept cu drag și acolo. Și regiunea de Nord-Est. Și regiunea Nord-Est, bineînțeles, da. Mulțumim. Mulțumim.